Ministerul Apărării continuă campania de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2023 și anunță că sunt disponibile peste 2100 de locuri în București și alte 38 de județe. Astfel, până în 25 august, continuă selecția pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Sunt disponibile locuri pentru ofițeri maiștri militari, suboficieri gradați și soldați în unitățile militare din București, Ilfov, Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călăraș, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. La prezentarea la centrul militar, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară ori centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii. Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele ori serviciile și specialitățile militare.